facem o mică ieșire la Sărmaș. Așa, Sărmaș, câți kilometri sunt de tine? De la mine de acasă, 55 km până la Sărmaș. Am înțeles, deci astăzi o să faci 10-15 km. Da. Așa. O să filmăm ceva frumos. Unic. Ceva foarte rar ai vrut să zici. Ceva foarte rar și ceva unic, ceva frumos. Am înțeles. Și de azi în 9 zile o să mai facem o escaladă. Tot acolo, în locul ăsta, cu regele Bruno. Am înțeles. Da. Acum... Domnul Sile, cum a fost la chef la fata lui domnul Ciobre? Bă, Cristina, pot să spui, la multe majorate am fost, dar au fost ceva unicat. Ai observat că era 5 dimineața și noi dansam și jucam. Da, cu unchiul Ciobre acolo, cu Nea Costel, cu tine, cu toată lumea, deci a fost foarte frumos. Da. Chef deci, ca la Ardeal, așa-i? Mai ceva, Cristine, eu spui mai ceva ca la Ardeal. Deci a fost foarte frumos, n-avem ce să te povestim. Ceva frumos. Așa, așa. A fost frumos. Dar de servit n-am servit nimic, așa-i? N-am servit, că am făcut mașina, că dimineața am fost, am mers la Baia Mare. Am avut treabă. Și... Și dimineața, pac, cât ați dormit? O oră, două, cât? N-am dormit nimic, pentru că am venit de la, pe la 5 și ceva, am ajuns acasă. M-am îmbrăcat, am mers la animale, am dat o la cai de mâncare. Și pe la 6 și vreo 10 am mers. Deci, într-o fugă. Deci da, n-am dormit deloc. Dacă e de distracție și de muncă, și stai? De una și de alta. Deci nu numai la distracție sau nu numai la muncă, trebuie să fii și la una și la alta. Aici intrăm deja la Bonțida. Pe la Bonțida merem? Da, nu merem pe la Juc. Merem pe la Bonțida. Așa, așa. E mai aproape drum. Pe drumuri așa ești, Cristinel, într-una. A? Că nu mă lau, dar dă pe drumuri. Pe când să te odihnești? Da, păi da. Da, și am merg că te-am vrut să-ți fac surpriza asta la 9 zile. Și? Dar tu ai zis, hai să merg, mamă, că n-ai mai avut răbdare. I-ai grăbit ca fata mare la mărita. Cum să zic aici? Asta o tai, asta să nu pun. De ce? S-o tai. Cum să o tai? Lasă acolo. Păi trebuie atunci să pun și aia cu ce ai zis tu. Lasă, am greșit de acolo, dar... Asta alta nu-i greșeală? Nu-i greșeală, de ce să fie greșeală? Am înțeles. Vezi că am oprit o pic. O să facem treabă bună. Băi, am verificat-o pe rezervor. Ce rezervor, omule? La mașină, ce rezervor? Cum? Păi, dar de când suntem porniți? Da, să treci. Acum ieșim la drum bun, așa e? Da, acum ieșim, că aici a fost drumul mai rău. Da. Și am dat la drum bun. Oarecum. Am o... Da. Este că ne strâns focul bun, orice. Așa. Da. Știi ce vreau să-ți mărturisez eu? Dejaba e ciudă la oameni. Pe mine, eu n-am nimic cu ei, că le fac eu cu regele Bruno, cu vestitul Bruno, deci am cu ce mă lăuda în privința asta, că am. Că ei nu au așa ceva. Crede-mă că m-am uitat pe profilele lor și cine comentează, nu comentează un bărbat adevărat, comentează care au mâță și găini și mâncă floare după laptop. Deci pe mine nu mă deranjează că comentează. Din partea mea au tot dreptul să comenteze. Am filmat ultima dată armăsare pentru muntă. Ți-am zis că n-am avut carabine. De două ori am filmat și n-am avut carabine. Mi-am cumpărat carabine. Unul mi-a lăsat scris, ți-a luat carabine de la Lidl. Bă, omule, mi-a luat carabine de la Lidl, fiindcă sunt închise târgurile, expozițiile, de unde să le cumpăr? Am fabrică de făcut carabine, eu nu. Deci, vezi câte lumea de să tot îți bașe sula în coste, știi? Unul că nu știu ce, unul că nu știu ce.
din partea mea știi ce puteți să comentați ce vreți. Că și așa pe mine nu mă rupeți, stați liniștit. Deci eu nu din răutate, mă, oamenii vă spun treaba asta. Da? Bă, deci pe toată lumea nu-i pot să băca. Da. S-a mai zis eu într-un videoclip listinel. Oamenii nu-L iubesc pe Dumnezeu, dar păi vecinii lor sau prietenii lor. În ziua de astăzi nu mai ești în sta în, cum să zice, nu mai ai încredere nici în cămașa de pe tine, că mi-i pătim de-a de pe vecini. Adică să mută de pe vecini. Să mută, dar în ziua de astăzi nu mai poți să avea încredere în nimeni. Îți spui eu. În ziua de astăzi nu mai poți să avea încredere chiar în nimeni. Cam chiar am văzut și până am văzut, dar mult de când am permis și umbru mai mult. Chiar am văzut, m-am întâlnit cu specimeni de oameni. Te poți să iei de aia, da, așa, așa. Da. Din drumul mai cu curve, imediat la linie de ce vreau să nu te-am înțeles. Bă, eu ți-am mai zis. Lumea atât de prefăcută că ține la tine. Că, bă, vai, când e cu tine, păi ești, vai, cel mai bun. Când mă, dar eu și ce-am băgat de seama? Oamenii care mă vor ovesc pe mine, când, deci când ești cu mine, îl vor ovește pe putare, bă, ăla așa e face, ăla așa e face. Când îți iei cu alții, bă, sile, să nu zic ce, așa e face, mâncam, iar așa. Dar, deci așa sunt oamenii, nu? Deci nu mai poți avea încredere în ziua de azi din atunci, ce de făcut? Ce-ai de făcut? Și ce-ai de făcut, Cristina? Să nu dai dinții din gură la nimeni. Unde mergi, ce faci și cu cine mergi. Și cât poți, umblă singur. Eu, de când mi-am luat mașină, n-am dus pe nimeni cu mine. Și nici noi duce. Mă duc singur, am mașină. Mă duc singur. O opresc, o pornesc, mere, nu mere, numai eu știu. Bea un suc, unde te oprești? Bea un suc, asta. Eu am văzut, nu avem mașină, nu avem permis, meream la tâmp. Mai ziceam că dau unul, că dau altul, hai mă, nu vin, nu, meream la Sfânt Petru la tâmp, meream, ce ești pe unde? Mă, nu viniți la tâmp, vinim, gata, bă, vine mă umbră. Mă, când vin eu, nu pot să zic că nu vin eu, dar veneau pe buzunarul tău. Să le cumperi de mâncare, să le cumperi băutură. Bă, eu nu mă trag înapoi că nu-ți dau un mix sau că nu-ți dau un suc. Eu nu mă trag înapoi. Dar pe să duc o săptămână pe buzunarul meu e ceva... Da. Și amu, nu-i problemă că i-am dus și le-am dat. Dar amu, ți-o întorc spatele. Purți! Când ți-e greu sau cum? Că, nu că ți-e greu. S-o ajuns, cum să zice, s-o ajuns, Cristine. S-o ajuns și am ucez. Nu mai îl băgăm în seamă, lasă-l de pace. Și așa, eu tăiu, stai de nici. Ne-a ajutat Dumnezeu cu trude și cu ce am putut, mi-am făcut doi armăsari frumoși. Deci eu îți mulțumim. Mi-am făcut două iepe, am vrut să mă iau două iepe. Îți ce stai în iepele. Am o mânză bună și mai am restul cailor care vând din schimb, băia nu-i pune la număr, că a zis pune lus. Da. Deci eu n-am cumpărat nici iepele, nici armăsarii să-i placă la cutare. Eu dacă îmi place sticla asta sau calul ăsta îl cumpăr. Eu nu mă întreb de vecinul, bă, oare pot? Ce zici, fai? Nu mă, bă, eu pentru plăcerea mea plătesc. Deci, că mulți prieteni în ghilimele, când ești cu mine, vai, bă, ce frumos armăsarul, nu știu ce bine, și când mă desparge el mere, hai, e la cal, așa, 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 că n-are o rotă, că n-are un picior, că n-are nu știu ce. Mă, nu-i problemă, că eu îl cumpărau și rotă, de tăți. Eu nu din răutate, că eu nu port ură pe nimeni. Deci eu n-am dușmani. Eu nu urăsc pe nimeni, aici e poliție. Și ce dacă?
cu mers frumos, n-ai treabă. Nu frumos, da, dar ne-au ruflat. Când e firma, mai e țănia. Da, n-are treabă cu tine. Și apoi l-ai pune și l-ai... Da. Ce-am vrut să zic, că nu mai ești. În fine, auzi. Cum ți-a trecut săptămâna trecută? Cum a trecut pentru tine? Cum a decurs viața la fermă? Deci viața la fermă e una foarte frumoasă. În primul rând e o viață decentă. Nu știu cum e o viață mie. Deci mie nu mi-ar plăcea să lucrez la bloc pentru câtinul. Eu când mă trezesc dimineața, primul lucru mă și ui pe jam, să văd un câine dacă e o gradă. Noi mă scol dimineața tare, nu mă scol la 9, la 10. Da? Am vrut să zic că să văd o găină în o gradă, dar nu pot vedea o găină în o gradă la 5 dimineața. Da, că dorm încă. Dar îmi place să aud un câine, îmi place să aud o vacă când mujește, îmi place să aud un cal că rântează. Da, deci îmi plac. Viața la țară pentru mine e foarte frumoasă. Eu mă mulțumesc cu ce am. Toată lumea să se mulțumească cu ce are. Și dacă nu-i mulțumit, să muncească mai mult. Deci fără muncă nu se poate. Deci fără muncă nu se poate. Deci, fără muncă nu se poate. Alo? Da, te-am sunat să vii să-mi facă și injecții la iar. Iară o de una achiziție nouă. O doar un picior dinainte. Nu știu ce-o făcut, am probat-o astăzi. Am văzut eu ceva scorț acolo la el, dar... Da. Și pe de-aia te-am sunat. Dar pe ei am făcut eu un pestrip. No, și... Și da. Am făcut... Nu. Am o da, de nu. Da, și apoi să vii dimineața, dar mâine ce-i, vii? E, vii. Să vii dimineața, se face ceva în vent. M-auzi? Da, seara faină să. Da, domnul Cristine, am o achiziție, nu am o iapă. Și... Sură? Cum? Sură. Nu că e o iapă roșie. Da, când, nu știu, o lovit un cal în mașină. Azi n-au seama de un sol de la Prontul Bârgăului, de la Tiha Bârgăului am adus. De la Bistrița? Da. Da, și am avut încă un armăsar în mașină, adică am avut încă trei epe și un armăsar. Și știu că Dumnezeu, o lovit-o la picior. Ce să-i fac? Da, fă-mi COVID. Să vă mai zic că e foarte frumos să fii fermier. Pentru că mâncăm produse naturale fabricate la noi acasă, no, să zicem așa. Noi avem o fabrică de lapte, cum să zic, avem o fabrică de ouă, de caș, de caș, lapte, de caș. Fii atent, acum eu nu vreau ca să laud eu cașul. Dar eu am caș de la tine și acum mai am ceva. Și e foarte, foarte bun. Da. Și ăla e cașul copilăriei. Da, da. Îmi dai dreptate. Da. Deci eu nu povestesc, mama îl face. Și nu mă lau. Vreau să zic așa. Smântână făcută ca la tine. Și mă refer grosă, bună. Smântână și caș. Da. La mine din 15 kg de lapte iasă un kilogram de smântână, Cristine. Așa. Trebuie să te gândești că e... Bă, e... Da. Și eu laptele după ce îl trag, îl dau la porci. Deci nu se aruncă. Nu. Nu arunci nimic, așa-i? Nu. Nu arunc absolut nimic, tot folosit. Am înțeles și ce am vrut să zic. De exemplu, acum,
câte faci ai acum? 27, cu lapte. 27? Da, cu lapte. Și oi? 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 A. Nu mai am multe, numai vreo 300 și ceva. 340, 50, cam așa. Cu tot cu miei sau fără? Mame. Am înțeles. Deci miei am vreo 260, 70. No. Dar trebuie să mai fete, bineînțeles, mă. Ce mai zice ciobanul tău, domnul Vasile? Băi, ce să zic, ăla e un om pâinea lui Dumnezeu. A? Da, deci la ăla om, Cristinel, eu n-am știut odată că mă duc acasă și nu mi-e dat la cai de mâncare sau la vaci. Deci și dacă e singur acasă, nu-i problemă, la nu trebuie să-i zici, bă, du-te, spală calul sau du-te, dă-i la cal de mâncare, ăla e un om pâinea lui Dumnezeu. Deci el are activitate, el se ocupă în, da, în lipsa ta? În lipsa mea. Am deci înțeles. Când eu acasă, eu de jos și cu, da, mai ales cu cai, eu. Deci vreau să zic așa, Zile, eu am observat o chestie. Când am fost la tine la majorat acum 2 ani sau acum un an? Da, un an. Acum un an, așa-i? Da. Când am fost la tine la majorat, ai văzut ce costum i-am cumpărat? Frumos. Deci omul i-am cumpărat un costum, i-am cumpărat un lanț, i-am cumpărat un ghiul, o brățară. Ale nu se inclus în, deci preț, salariul lui a fost separat, ale le-am luat eu din plăcerea mea. Pentru că ce lanț ai luat? De aur. De aur? Cum, om? Și ghiul și brățară. De aur? Cum? Bravo. Și când se duce undeva, pui pe el ca bocal, șologuri, că păsturi, tă-tă-tă, nou. Și băiat elegant, vreau să zic. Deci cine-ți face treabă? Merit. Ca și o chinezărie, n-ar rost să cumpere un cauciuc cu 1 milion la mașină, pentru că peste o săptămână ori îți puși că orice omoară. Du-te și trebuie să-ți cumpere altul, dacă nu mor. Dacă nu te omoară, trebuie să-ți cumpere altul cauciuc. Așa, du-te ia-ți un cauciuc cu 3 milioane, că te ține. Ia-ți un cauciuc cu 1 milion, că merge 1 milion. Sau ia-ți o prea de Adidas cu 50 de lei, că mânestică talpa. No, dar asta... Du-te ia-ți din magazin, inclus, de firmă? E firmă și pe vestul. Poți să stai în față. Așa e și cu un animal, așa e și cu orice, și cu o mașină, și cu... Ai o mașină bună, când te dai undeva jos, te reprezintă. Mergi undeva la o expoziție, mergi cu un cal frumos. Te reprezintă. Te reprezintă când te arunci cu el în luptă. Când te țipă foale, cum zice domnul Costel. Te dai Dumnezeu sănătate la domnul Costel. Îți salutăm cu ocazia asta. Mai rar bărbat de ăla. Și pe domnul Nelu de la gura râului se dea Dumnezeu sănătate că e un om pâinea lui Dumnezeu. Te-ai întâlnit cu dusul roata? Da, m-am întâlnit la Călăraș. Nu vreau să mă laud, dar mi-a lăudat armăsarul Maxim, puteți să-l întrebați. O să zic, ăsta e un cal care îmi place. Ce vină mi-a băgat la cal, că octovele i-au fost un pic ascurt. Adică eu că am crescut pune și n-am avut vreme să-l încalc, să înțelegi? No, atâta vină i-a băgat la cal. E, dar pentru asta nu, asta nu deci, eu. Eu ți-am spus vina care o băgat. Deci aia nu e o problemă că au avut un ghimar. Dar eu ți-am zis ce s-a întâmplat. Suntem în ghiri și români. E, no, și asta vreau să zic că omul tău de la oi, îmbrăcat frumos la costum, da, Armani, da, da, avea o pereche de pantofi din piele, tras așa frumos, la dungă era, da, omul. Da. La merit... Costumul făcut la comandă, mă gândesc, nu? Mă, nu i-am dat comandă, dar ia să-i de cumpărat, amăr cu el la magazin frumos, în Dej. N-am găsit în Dej și-a venit în Cherla. Și apoi lanțul și l-a ales el sau cum? Nu, deci ăla eu l-am făcut că nu. Am înțeles. Deci el nu știu nimica, numai când s-o la costumul, sara la majorat și când am ca să-l împopoțurez. S-o cânta de... Cum? S-a cântat de emoții. Zic că el așa ceva nu a avut niciodată. Așa au zis? Da, da. Săracu. Da, da, atent acolo la oi, la tine, Maxim. Nu numai la oi. Deci la Cristinel, eu pot să mă duc o lună de acasă. Îi las că ia de la casă. Și eu nu mă tem că îmi fură ceva din casă. Nu mă tem că nu-mi face o treabă. Deci de la om nu plouă. No. Am înțeles. Deci de la om, crede-mă, nu plouă în România. Să nu-i treci pe dinainte, eu nu. Deci eu, știi ce zic? Bă, dacă nu-s acasă, vezi? Ia, uite pe drumul ăsta. Vezi că pe miercuri,
pe la miercuri seara, că eu cam noaptea mă duc la munte, Bruno trebuie să și-i curat. A pe când mergi și le ai pe Bruno sau mânzul din poiată, pâinea lui Dumnezeu, bă, îl poți linge macar. Așa da. Curată-i. Deci eu, dacă nu-s acasă, deci eu, când nu-s acasă, am cine să mă înlocuiască. Imediat dăm la drumul care unește Turda de zona asta. Am înțeles. Aici suim niște serpentine foarte mari, dacă poți să-l filmezi. E, dar încă nu vin serpentinele. Da, am de andat deja. Ai dat pe serpentine? Da, da. Uite. Vezi acolo că e lună plină, prietene. O văd, dar nu mă prea uit. Câte să mă uit la drum, că e cu serpentine și... Poate te-o iluna pe aici, pe vreo șanț. E, și după aceea se tractează? Păi dacă mai e cine să ne tractează, dacă mai și pe cine să tractează. Păi eu l-am pe aici în jos, tu vezi ce e aici? Uite-te ce curbă vine. Și stai să vezi tu că vine una la 90 grade imediat. Și după aia mai vine una mai mare. Dar asta e zona care am cam bătut-o eu cu Bruno. Cum ai zice pe aici? Ghirișul român. Vedeți ce curbă vine aici. Și apoi mearem un pic, coborâm și imediat mai vine o curbă. Aici, pe la Turda, la Frata, că pe ea Turzi 40 de kilometri, Frata 12 kilometri, pe aici. Acum suntem în Turmaș. Mergem spre Sărmaș. Ce am mai dat la niște serpentine. Suim toți serpentine și imediat vine una maximă. Hai, mai fă pe drumul ăsta, vreodată. Cred că da. Am fost pe toate drumurile din zona asta. Da, bă, bună. Ești umblat în România și tu. Umblă la paurele pe apă. Nu te-ai gândit să te faci era să zic aviator. Marinar? A? Uite, de asta e curba. Aha. Uite, de aici ce curba. 180. Ce vrei să zici, bă, de marinar? Fiile, că nu te-am înțeles. Bă, Cristinel, eu de marinar ce-am vrut să zic, spui, eu de apă mă chem. Păi, dar te poți face coleg cu domnul Cosmin Creșinduț, o vrut să fie marinar. Bă, o vrut să fie dânsul marinar, n-au, eu nu zic nu că n-o vrut să fie. Dar? Dar, eu nu, n-aș vrea să știu în ce-o trecut dânsul atunci. Că n-o sări iepile pe el, n-o. A, bă, nu la faza aia, mă. Dar ce? Când nu ți-o spus că o să margă cu vaporul, mă. Hai, nu-mi eu să sari, clar. E la Roșeni. Deci mai avem un pic, așa-i? Și acum intrăm în Zoreanii de Vale. Și mai avem un pic. Trebuie să te gândești că drumurile astea le băteam eu cu Bruno. Și de aici. Deci de aici, în față, la Șăulia. Deci de aici încă drumuri. Pe zice o nouă, bă, îți dau 5 milioane la multă, dar pe aia că ne vinim de minte de 2 ceas. Da. Asta, Cristinel, că tot ne facem dacă suntem noi sănătoși. Eu aia îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătos, eu. Și familia din lângă mine. Și apoi după aia cumpărăm și un cal și o vacă. Doi, mamă. Ai văzut ce ruptură a fost acolo? Hai, mă, da. Ales drumurile în România, da. Bă, dacă-ți rup roata, mă. Dacă o rup, o rup. Nu și cumpără alta. Cât e costă o roată pe asta ta? Păi, am avut o jantă ce te pui să ia. Și o costat 2,5 milioane jantă. Janta golă? Și nu nouă. Deci a fost jantă luată de la dezmembrări. Și un cauciuc pe mașina ta câte? Am pus 6 gume cu 21 de milioane, iar. Ai 4 pe spate? Da.
Ca să țină cai, nu? Să țină cai, ca să țină echilibru, pentru că mașina simplă te omor. La animale mașina simplă te omor. Deci cu axă, cu o axă n-are stabilitate după cum ar trebui. Da, ai două axe? Da. Am înțeles. Deci roțile nu sprinse una de alta. Un cardan. Nu, mă, sprinse de o altă, una lângă alta. O axă am dat cu patru roți. Deci sunt două roți, una lângă alta? Da. Dublă, normal. N-am, știi, roată în față, roată în spate. Am pe înțeles. Spate, nu? Legate de o altă. Am înțeles. Da. Bă, n-am eu să zic că... A, mașină bună. Puteai să-ți cumperi de la nemți, dintre aia, de armată, mă. Ce? Mașină de aia mare? E, și-o, pe cu aia când cărai ticule cai, n-aveai treabă cu ei. E prea mare, mă. Ce ziceau ăștia când vine la târg? O vinit armata la târg. A? A, se Cristinel, cât te trebuie de zbun. La drumul de la Sâmbolean, Cristinel, aici am un prieten bun, domnul Mihai. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Care Mihai? Mihai de la Sâmbolean. Am tu poate că nu-l știi așa după nume, dar negustorii îl cunosc. Eu nu am pâinea lui Dumnezeu să dea Dumnezeu sănătate la familie și la tot ce are. Uite ce mai se vede. Bine. E, dar luna se vede cel mai fain. Luna? E, de dar. E luna cea mai puternică, bă, om. Uitați, acum se vede sărmașul becurile și acum putem vedea și luna. Luna plină, stai, nu te duc, lasă-l că o văd. O vezi? Da, da. Bagă-o. Da, bine, că stai un pic, te rog. Ai răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare, mă. Hai, mă, să mergem, mă, omul, că dar până ajungem pe acolo, asta stăm de povești, că știu că sunt oameni de vin. Asta s-o tai joc. Bine. Cine? Asta e surpriza ce am să-ți o zic. Nouă, așa. Nouă, aici dormi în gemi. Așa. Cântați din câteva ore. Cum sperăm să trăiască amândoi. Ca nici un pic, spătați și mai repede. Nu, no, te la urmă, bă, la urmă. Bine. Tu, ce mă dai? Mă duc. Hai, mă, sus. Hai, mă ducă. Opa. Mirea, tata-i Brunul aici. Tata-i Brunul, că are ce formă. Trebuie stat aici și hrăniți. Dar unde e biberonul și la tine? Și din câte ori o să faceți treaba asta? Da, n-ai încercat să o dai la ea, pe sâsule. Pa aia, dar nu. Încă nu, că și doctorul a zis că s-o lăs așa să... Asta, dă-i... Să-mi tăiască. Cu ce doctor ați vorbit acum recent? Cu doctorul, n-am zis. Am înțeles. Sire, lasă-l, da. Sire, dacă se poate pune jos, lasă-l să se pună jos. Să nu stresăm. Are, ce e bun. Măi, mie dacă la 9 luni jumătate e scurtată. Scurtată, vei. E nu-s... Nu-s gata, încă. Nu-s gata, plânge. Sperăm să trăiască. Măi, dacă trăiesc 24 de ore, zice că trăiesc. Aia. Mâine ne fac ceva, că după 24 de ore se poate face ceva. Dar cu cea vitamine. Așa vedem dacă... Fii atent că are brezătură frumoasă. Pune șupa la cărbine. Pune șupa la cărbine ca să stai în mânzul. În mânzul mi-ai brigă mult, soțule. Prima fost mânzul, că ar putea fost. Întotdeauna... Nu stăm cișoare mânzul. Întotdeauna mânjiți mai moi. Da. Dar mânzul seamănă mai tare cu ăla seamănă. Mânzul ciocolatiu, ciocolatiu. Ia, ia. Uite ce. Steaua, tătătă. Dragii de ei, tătătă. Asta e mânz, nu pot să-ți dă, dar asta 100.000 trește. Dar eu zic că trește amândouă. Și eu? No, da, e... Dacă doctorul mi-a garantat că dacă nu mor până mâine nu mai mor. Că... O să rămână aici un băiat care o să îi hrănească din... E fiecare, din ori în ori. Bun. Aici este iepușoara, o iepușoară foarte frumoasă, grea. Dacă se... Nici părul pe ei. O păturică n-ar fi bună pe ei?
Dar nu, că-i cald. E cald aici, aici e cald, că-s animal e cald. I-am învărit când a fost. Barbine, dar ce să vrei să te culci o danu? Poți să pasă asta? O spari, e. Dar cred că doare un gelu că... Ce am să vă întreb? Au mâncat amândoi, așa-i? Au mâncat. Da, da, da. Și am unii de băgare. Și mulgeți vaca, mulgeți iapa, da. O mulgeți așa, ai? Da. Și cu lapte de la ea, da? Da. Aia ce lapte în sticlă. Și ați dat și primul lapte. Primul lapte l-ați dat și primul lapte ăla. Da, i-am dat. Tot din oră în oră. E, dar zic primul lapte care l-a dat iapa, ăla. Da, 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 l-am dat. Ăla e foarte important ăla. Da. Hai. Pe tine cum te cheamă? Cătălin. Noi să vedem Cătălin. Da. Da, tata. Te felicit, Cătălin, pentru efortul care îl faci. O să rămâi tot pe baricade, așa, în noaptea asta. Ha? Toată ziua. Uia, ai stat toată ziua? De când a venit la școală. În ce clasă ești? A șef. Bravo, te felicit. Iubești ca ieșai? Ha? Bravo. Dar ce ai tu, te pui? Să pune-o jos, să bei. Să pune-o jos. Să nu stai el mai pe el. Așa pe partea asta. Nu. Strepeș, bă, ești strepeș. Bă, auzi, eu am văzut un filmuleț în care... Suge Cristine, la 3? Dar le spun că te dau de la aia. Și el. 15 minute trebuie să. Eu le dau din oră, în oră, jumătate de oră, depinde. Nu aveți cum zice Sile? 15 în 15. Sile, cum trebuie Sile? Sile, cum trebuie? Din 15 minute suge o mânt la apă, Cristine. No, deci, fă așa. Din ziua de când îl fată până ce îl împărțești. Ce-l vinzi? Ce-l înțelegi? Da. Bine, ce-l înțelegi? Da. Vezi, auzi. Din ziua de când o fătat, din 15 minute, eu m-am uitat la ore, la ceas și ala-i. Bă, parcă are ceas. Și știe când se mai. Bun, pui ceasul și vezi din 15. Bun? Bă, bine, am la ăștia, dacă aveau un mânz mare, zic, să înțelegi. Aha. Ăștia așa. nu suc la apă. Mânz normal. Păi aici să dat la nouă lumea, de care copiii la nouă o după ce îi dai lui, dai și lui, da? Lui am dat. E data din ori înainte să venim noi? Da, da. Și era tot așa fresca ăsta la alt? Da, da. Păi ce aș fi o doamne. Dar mânz așa tot ca copiii. Am înțeles. Aici văd că mai aveți o iepușoară. Păi aia linia pe ta. Păi ia cu ce armă ți-ară dat-o? Câte vrei? Blond, alumare. Cu blondul? Yeah. Nu, așteptăm să vedem o mânză frumoasă. Să vedem. Noi, Cristina, s-a culcat-o pe ea. A depus un efort mare că făta doi mânci și o făta și fără vreme. Sperăm să trăiască. Da, le-a dat Dumnezeu. Aici se are grijă, băiatul stă lângă ei. Și o să trăiască. Vezi tu că dacă era să Dumnezeu să trăiască, trăiesc. Totul depinde de Dumnezeu, nu de noi. Trebuie să vă murg aici, Cristina. Mersi, ha? Un mânz românesc? Roșu. De 6 luni? Da, frumos. Ce nume ai pus? Beto. Așa. Poți să-l întorci? Întoarce-l dur încolo, te rog. Pop, 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 pop. Chiar că e cald aici, mă. Mie să mă dezbrac. Pasă, rabă-ți. Așa, observ că aici aveți murgătoare. Da. Vă ușurează munca. Da. Frumos mânzuț. Poți să-l duci să legi acolo. Hai, așa. Îți mulțumesc. Poate să pune uța lui copiii la uța. Bine, de cum? Are poneiță? Are până la urmă. Nu mai cunoaște. Doar, lasă-l cu... Pune-te acolo. Lasă-l cu scoate-l. Lasă-l, lasă-l. Nu. Așa. E bine acolo, stai acolo. Bună seara. Bună seara. Cum sunteți, domnul șef? Bine. Aici aveți o poneiță frumoasă. Da. Câți ani are? 7 ani. Așa, ce nume ați pus ei? Pony. O iubiți pe pony? Da. Cum ne arătați că o iubiți? Arătați-ne! Cam. Vi-i drag de ea? Da. Când vă treziți dimineața, primul lucru care îl faceți? La ea.
A? Vila ea? Da, o fată. Și trebuie să nască? Da. Și tu ce vrei să nască? Un băiețel sau o fetiță? Eu știu. Păi, dar ce ți-ai dorit tu mai mult așa? Un băiețel sau o fetiță? O fetiță. De ce ți-ai dorit fetiță? Să semene ca ea să fie tărcată? Da. Te-ai fi călare pe ea vreodată? Da. Și te duce călare? Uh-huh. E cu minte? Da. Noi întoarce un coace așa frumos. Întoarce-o să o vedem așa din lateral. Așa. Noi aprinde-o în brațe, să vedem cum o prind în brațe. Bravo! Hai la loc. No, du-o tu frumos, o duci frumos. Hai la loc. Vorbește cu ea, vorbește. Vorbește cu ea frumos. Bravo! Hop, 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 hop! Bravo! Zici-le! Hop! Asta e mama eroină, Cristine. Stai, care te-a hup! Uha! Ei! Asta e mama eroină, Cristine. M-a confătat un pic în repede, nu? Sperăm să trăiască mânjii. Cătălin, trebuie să stai din 15 minute sau din 20 în 20. N-ai ce face, că altfel... Face și asta. Da, deci trebuie să faci efortul ăsta. N-ai da, bine. Un pic de efort, îți pui ceasul. No. Asta e dragostea de animale, n-ai ce să faci. Are bun. Întoarce pe cu capul încolo, că te părea că să se vadă gâtul aia. Ui, hit. Are, așa, așa. Bună, aia, poate simt. Foarte frumoasă. Fii atent numai ce grăpătură. Asta e după Harghita. Ați luat de la băieții acolo? Asta e soi de la Harghita. Asta în caldă se simte trage, cred că foarte tare. Stai acolo. Ok, bine, cu poate mai aproape. Pătate de 5-6 ani și uite de cum arată. Mare atunci că nu dă. Pătate de 6 ani și 2 mânci la putere. Unea. No. Poți să duci înapoi, te rog. Am imutare că eu tot s-o pus jos, l-o trezit. Ia, să cu tecografă ei. Da. Și nu a văzut care doi mânci? Nu. Normal trebuia... Nu a văzut-o că era atunci, numai... Trebuia să vadă. O lună e zilele, adică trecută e trebuie să întâlnim o lună e zilele. O văzut chelea pe ta. Ce păcrină a văzut chelea pe ta? Deci... Scoate un pic și șarga. Crină. Eu făcut ecografie, așa-i? Da, la amândouă. Ia, la urmă, la poneiul. Bun. Poneiul se vede clar că va trebui. Da, ponea, da. Ama să vedem, poate te poți înșela și la ponei. Țuri. No, ce să fie așa. A, nu te poți înșela. O lună mai are. Adică asta mă șală pe mine sau nu mă șală, dar eu zic că e pe taia. O pus burtă? Ziceți că? Eu zic că are o tot de burtă, păi nu știu de ce cauză și poate că e de apătat, poate că nu. Mă șală. Bă, da, mare cal, oricum. Asta e un cal mare. Asta e corcetură, ceva corcetură de frizian. Cristian. De unde știți că e de frizian? Păi are e stilul ăla ei. Tu nu-i vezi gâtul. Tu nu-i vezi vișoarele. Mă, prietine, ce să vezi? Ce, prietine? Păi da, hai să-ți crești profesionist. Ăla auzi pe Silviu, ce zice? Ăla e de 13 ani, aici la mine. De 13 ani aveți aici? De 13 ani la mine. Deci v-am mai fătat, așa-i? O fătat, dar în loc, și nu-mi vă duce și nu-mi vă. Ai filmat multe din ele. Am filmat? Unde? Da. Unde? Păsălaj ai filmat, am filmat în 28 o mânză la Marcel. La care Marcel? La Marcel din Crasna, ai fost cu Costel. Aha, aia din ea? Yeah. Foarte puțin, foarte. După... Întoarce-o așa încoace, către Băcuțe. O luat-o după... Către Băcuțe. Nu mă, așa și lasă pe poziție. De la voi. Așa. Ia. Bun, întoarce-o încoace și după aia... Lasă așa. Ce și-l putem la gelat filmat una ca aia. Înseamnă care produs. Are. Foarte frumoasă. Nu poți să o duci, poți să o duci înapoi, te rog. Suri. Îți mulțumesc tare mult. Da, bine, am filmat în grașcă, în noapte, târziu, da. Sau ce, nu? Așa m-a aflat. Nu, așa s-a aflat, așa e bine. Ui, lăsați că o să venim pe ziua să vă facem o vizită. Mulțumesc mult! Ea a fost Cristina și la domnul Pantica. Am filmat surpriza mânjii. Problema e că mânjul a fost fătat prematur, la 9 luni și jumate. Acum noi sperăm să trăiască. Ce să zic? Mergem acasă, că mai avem un pic de umblat.
ați rămas. Și vreau să salut pe prietenul meu, Vlad. Salutăm. Ne-am oprit și pe la el, dar e cam târziu. E târziu că e 10. Dar e cum interată de 10. O să ne facem într-o zi o vizită la prietenul Vlad, care o iapă frumoasă, neagră. Are mai multe, dar are o neagră. Da, da. A se te-o dat Dumnezeu, cum am... Am pomenit de tine! Fata, tu te-ai bolunzit? Am pomenit de tine! Da? Vlad, ce faci? Montatorilor, dar ce să fac? Te salutam acum! Bă, zici să-l salutăm pe Vlad de la Juc? Da, pe a văzut pe la sărmat. Căzut, am vorbit de lup și lupul la portă. Când l-am văzut pe Vlad în aia, hai să dau un claxon să facă cu inima. Ai văzut? Da. Vorbesc de lup și lupul la portă. Nu că e un băiat bun, Vlad. Am făcut o combinație, că nu că e băiat bun. Ce să facem? Trebuie să ne respectăm noi între noi acinia. Cum i-am zis eu, ai văzut ce am zis? Bă, fă să ia baba zona ta pe acinii, știi că? Nu umbla după taur. Dacă umbli după taur, îți găsești taur. Suntem la sensul giratoriu în Juc. Mergem spre casă. Tot muncit. Aglomerație. Vezi, zice, e fain să umbli noaptea. De ce îmi place noaptea să mă duc? Dar vezi că noaptea nu vezi găurile, gropile. Găurile? Da. Ei, nu vezi, le vezi. Păi le vezi după ce ți-ai rupt roata. Da. Ai dat și tu rot în groapă, recunoaște azi. Da, da. Plecăm acasă, glumi. Colegi vine de la Gherla, dacă mă aude. Colegul de București, am ceva control spre Gherla. Liber Gherla, liber Dezu, colegul. Mersi, colegul, drumuri bune. Nu, nu, zi. Nu, mă, nu, mă, noi nu mai avem treabă cu ăla. Nu, cât mai e până acasă? Băi, Cristine, mai avem vreo... Ce să zic? Să nu vin vreo 7-8 km și ajungem acasă. E, dar pentru asta mai dai în stație, că cine știi, șai? Trebuie să întrebi în stație. Nu. Uite, aici e accident, să ce Dumnezeu e aici. Hai. Stai de la Batou. De la... Treabă bună, domnul Cristi. Sperăm să trăiască mânzuții, șai? Sperăm să dea Dumnezeu să trăiască. Ia uite de bicicliste, vezi? A, are semnalizare, șai? Bă, măcar atât, are, n-au, are. Dar nu e ca periculos pe drumul ăsta. Foarte periculos. Pentru că, doamne fiind, vine un șofer și... Ghinionul nu poți să-l iei niciodată. Doamne fiind. Nu te-ai zis. Doamne fiind că... Tot suflăm pe drumul. Dar ne-a ferit bunul Dumnezeu. Ce-o cărit așa? S-a apropie vreo unul cu stație foarte tare. Și ne bruiază. Ei, mai puternică stația ta, alu ăla ca a ta? Da. Are altă firmă, mai șmecheră? E, bine, stația mea a fost 100 de euro. Alții ce stații au? De poate altul are stații de 2-350 de euro. Oricare vine de la Cluj, dacă poate spune ceva. Liber Clujul, colegul. Cristina, am ajuns în comuna Eclod. Te rog frumos să filmez în față. Și așa cam în stânga bisericii. Ce frumoasă-s. Aveți
tuburează careva din blocul ăsta de la vecin. Are stația acolo, cred că, a? Aha, are. Ce aproape, ceva tir. Eu zic că e foarte frumos ce clog în Cristina. Mă gândesc, am luat. Am ajuns la Valea Mărului, unde locuiesc eu. Așa zice la loc. Vezi aici când intrăm, să vezi ce frumoasă micro cu domnul ăla. Uitați, Dumnezeu să mă atunci. Aș vrea să facă porțiunea asta de șosea, de asfalt. Bă, ăsta e drum județean, mă, omule, deci ăsta, deci nu aparține de primărie la primarul, nu vrea să-l dea să facă, că l-ar face. Da. Deci uite, deci ce aparține de primar, uite. Deci până la Luniș, tot într-un groapă, merg. Tot într-o groapă, da. No, noi acolo deci, avem prieteni la Luniș și am vrea să mergem. No. Ne uite-te numai ce cratere aici. E foarte rău, dar... Dacă ai carii și plombe, zboară. Da. Până da, la tine da, acasă. Da, uite, deci ce aparține de domnul primar, uite de aici. Becuri, ornamente, treburi sau făcere, ale toate sunt puse, ia, păstâri, becuri. No, drumul ăsta, pe hârtie, arată că e făcut. Arată că e făcut de vreo 5 ani. Și el, uite, de că nu pot circula pe... No, uite, ia, cea părție de primar, tot e făcut ea, pe ea, tot al doilea, stâlpii pe. No, n-ai ce băga în vin. În fine, că ajungem la tine. Ajungem acasă și vrem să-l filmăm pe regele Bruno. Pentru că în videoclipul ăsta aparține de el mânjii care i-a filmat la domnul Pantica. Da, sperăm să trăiască. Mânjii au fătat foarte repede la vârsta de 9 luni. Acum, cum vrea bunul Dumnezeu, 9 luni și 2 săptămâni, cam așa e cu fătat. Cristinez, ce vreau să zic? Dacă vrei, puteți să filmăm calul în drum. La B colonia, așa fain să vede. Dacă vrei. Așa o facem. Eu te bag în... Ok. Sile, sile. Lasă-l un pic, hai în frumpul în coșul. Sile, dă-mi lanterna. Nu te ajută pe tine cu absolut nimic. O să le tai tu. Suntem în lumina reflectoarelor. Ne prezentăm aici armăsarul Bruno. Pentru montă. Hai, da. Domnul Sile, cât e ceasul? Să mă uit drept să spun, spre acum mă uit. E 22 și 9. Așa. Două, deci, 10 și 10. Zi, că-i noapte, că-i ziua în acțiune, așa-i? Nu problemă, umblăm și noaptea la muntă. Mai mult umblăm noaptea decât ziua la muntă. Pentru că nu e așa aglomerați. Hai, bă. Și nu e așa cald. Dar când, când va fi cald, vară va fi cald. Yes. Ziua. Asta e cum o faci. Hai, bă. Du-te, uite-te așa un pic încolo. Tu! Bun, Sile, lasă-l. Adă-l aici, Sile, să-l vedem și noi. Bă, Sile, eu am tot venit pe la tine, eu n-am pus mâna pe, pe Bruno. Nu știu, am pus vreodată mâna pe el. Nu știu. Uite aici, din partea asta. Stai, 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 stai. Adă-l frumos. Stai, să margă mașina. Mai... Până atunci mai învârte-l pe locul meu mașina, să-l vedem. Ți-i potcovit o de iarnă, așa-i? Sau da, pe față? Da, pe, pe față e o picată alea? Nu, nu, că e de iarnă. Hai, bine. Hai, că vine mașina. Hai, hai, hai. Bravo, bravo. Bravo. Lasă-l așa, lasă-l așa. Bravo. Op, lasă-l așa, lasă-l așa. Op, op. No. Cu viață. Hai să ne punem acela la lumină, Bruno, să... Asta cred că o ai prins-o. Acum, nu știu,
o ieșit un pic din cadru, da? E ok. O ieșit mai mult din perimetru, da? E ok. Sile, nu mai stresăm. Ma, tu vrei să fie cel mai bine, da? Bun, las că e bine. Să ai una de asta, la. E bine, e bine. Ada aici, te rog. Hai, Bruno. Vine aici. Hai, Bruno. Ada, să vorbim cu Bruno, hai. Dacă tot am umblat până acum noaptea la tine. Da. Hai. Adă-l aici. Hai să facem o poveste. Hai la tăticul, dragule. Hai la Cristina, hai. Hai la tata aici. Bravo, dragule. Ce faci, copile? Ce faci, băi, copile, băi? Nu ți-am adus nimic, bă, ce buze mișcătoare ai tu, bă, băiatule. Bă, Sile, eu te apreciez pe tine pentru dragostea ta față de cai și de animale. Lasă-l mai jos un pic, lasă-l mai jos. Ăsta e armăsarul meu de suflet, Cristine. Lasă-l un pic mai jos, te rog, să-l vedem. N-are nimic. Bă, dragule, ăsta deci ridică capul sub căruțul meu și zbor pe sus. Eu aia am vrut să zic că... Știi că mi-o zis. Ce ți-o zis? Că doar am filmat-o, n-ai văzut? Am văzut, dar pe n-am. Țurine. Hop, 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 lasă-l. Oh, bagă-te așa un pic lângă el, jos. Lasă-te jos așa. Ani. Așa. Să nu mă calci. Cum să te calci? Dar nici nu trebuie să pronunți cuvântul ăla, Sile. Băi, eu îi spui. Păi ce să-i spui? Că el știe, fără să-i mai spui. Știe, dar eu îi mai spui. Îi mai trag atenție. Dar n-ai ce să-i tată. Lasă-l, adă-l înapoi. Aici. Adă-l înapoi, Sile, te rog. Întoarce-te. Hai. Deci ăsta, Cristinel, îți spun, e un cal, stai de și de cu minte și de curat. Ăsta atât timpul îi... Bine, și ai grijă de el, mă, mare. Turic. Ia, dă-i așa un pic părul de pe... Turicne, stai. Dă-i un pic părul de pe... Turicne! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Uite, steaua în frunce. Bă, fii atent, eu știu că calul îți prea stările. Dacă te ești calm, trage-l în coace. Hop, dragul. Bravo, lasă-l. Lasă-l. Ce faci, copile? Poate că prea stresăm cu lumina, hă? Nu e problemă, da, că e învățat asta. Bă, te apreciez că uite-te. Sunt în român, nu, Cristine? Da, da, îmi place de tine, bravo. Sunt foarte mândru că-s român. Știi ce ar trebui? Să ne dea drumul ăștia la târguri. Că apoi România ar... Turic, înapoi să nu... Bun. Deci ar trebui să ne dea drumul. Hop, hop. Sile. Așa, fi. Să slobodă înapoi. Hop, 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 nu-l joacă. Yep. Stai un pic, stai un pic, ușor. Acum. Hai. Sus din costul. Gata. Bun. Domnul Sile. Lasă-te. Mulțumesc mult. Și eu vă mulțumesc că ați fost alături la un drum așa de lung. Da, păi a fost o plăcere să... A fost o relaxare, a fost o plăcere. Vă mulțumim din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate. Ne vedem. Multă putere. Să munciți în continuare. Noi ne ducem că tu trebuie să muncesile, că tu ești cu ogoarele.